Bianca Drăgușanu s-a gândit că ar putea să profite de pe urma articolelor vestimentare din propria garderobă și vedeta a pus în vânzare mai multe dintre hainele și accesoriile cu care a strălucit în diverse vacanțe sau la evenimente. Mulți dintre cei care o urmăreau abia așteptau momentul acesta pentru a putea obține hainele pe care le-a purtat vedeta. Una dintre perechile de pantofi pe care vedeta le vinde costă 250 de euro, alta 450 de euro, în funcție de cât de scumpă este firma. O pereche de cizme, spre exemplu, cu tocul înalt, poate fi cumpărată cu 550 de euro de la Bianca Drăgușanu. Ea este conștientă că multe persoane vor plăti sume uriașe pentru hainele pe care le pune la vânzare, deoarece prețurile pentru majoritatea obiectelor sunt între 150 și 800 de euro. Primul articol vestimentar pe care l-a pus la vânzare este o geacă. Ea a spus că nu prea a avut grijă de ea, dar cu toate acestea o vinde. Asta este geaca, se dau mânecile jos, n-am prea avut grijă de ea, am mai pătat-o pe aici pe acolo, dar pe care acum o vând, a spus Bianca Drăgușanu. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!